O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare după ce și-ar fi bătut atât de tare iubitul încât i-a pus viața în pericol. Aceasta, în vârstă de 55 de ani, l-a luat la bătaie pe iubitul ei într-un bar și a continuat să-l lovească atât pe stradă cât și acasă. Femeia din comuna Dărmănești a fost găsită vinovată de comiterea infracțiunii de violență în familie raportată la tentativă de omor și a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Însă soluția nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava, potrivit Monitorul de Suceava. Mihaela a primit vestea din spatele gratiilor, unde se află încă din luna iulie, când a avut loc agresiunea. Potrivit anchetei, pe data de 19 iulie, Mihaela și iubitul ei au fost împreună la mai multe baruri din localitatea de domiciliu, unde au băut, s-au jignit reciproc și s-au certat. În ultimul local pe care l-au vizitat, conflictul s-a întețit, iar femeia l-a lovit pe bărbat de 2 ori cu palma peste cap. După acest moment, el a ieșit din bar, fiind urmat la scurt timp de iubita lui. Au plecat amândoi spre casă și pe drum, ea l-ar fi lovit în cap din spate, cel mai probabil cu o lopată. Ajuns acasă, femeia continua să-și bată iubitul cu piciorul din lemn al unui scaun. Deși acesta era rănit și plin de sânge, după lovitura de pe drum, Mihaela și-a dat seama la un moment dat că iubitul ei era în stare gravă și pentru că nu a putut să-i oprească sângerarea, a sunat la ambulanță. Din cercetări rezultă că cei doi s-au înțeles înainte ca bărbatul să fie preluat de ambulanță, să nu declare nimic din cele întâmplate, pentru a nu avea probleme cu poliția, dar Mihaela și-a recunoscut până la urmă faptele, negând doar lovitura aplicată cu lopata. Iubitul ei a ajuns în stare gravă la spital, cu leziuni care i-au pus viața în primejdie și care au necesitat peste 60 de zile de îngrijiri medicale.